Salutare, salutare și bun venit la un nou episod din Minecraft cu Dragorul. Seara noastră de Minecraft și suntem aici în deșert la cariera noastră, unde săpam noi după nisip, mai exact eu, sap of camera după nisip. Am zis să începem filmarea aici, vreau să vă arăt două chestii. În primul rând să vă arăt încă o dată cariera, fiindcă n-am mai fost de mult aici. Și vreau să vă arăt locul de unde mă aprovizionez eu cu nisip, pentru fabrica de gărădieni și așa. Am aici aproape două shulker boxuri pline, ăsta nu este încă plin, dar e aproape. Și un lucru care vreau să vi-l arăt este că am terminat prin Nether Hub drumul spre deșert. Lasă-mă iepurașul în pace. De fapt aș putea să îl iau cu mine acasă. Ia vino, că e galben și acasă nu am galben. Și acum pot să-i aduc destul de ușor cu barca. Hai vino. Hai vino. A, nu mai vrea. Hai că unul trebuie să vrea. Așa, uite, tu. Hai băiatul, hai băiatul. Merge cam încet. Amă, dar nu o fi unul pe lângă portal, că ăștia merg prea încet. Și am un proiect destul de mare pentru episodul acesta, dar nu cred că o să-l facem într-un singur episod, cred că o să vreau să-l facem în cel puțin două episoade, și anume vreau să facem o fermă de monștri, pentru că am nevoie în principal de gunpowder și de mai multe oase. Am și fabrică de schelezi, dar nu mi-ar prinde rău să am și să primesc oase și de la o fabrică de monștri, dar în principal îmi trebuie gunpowder pentru artificii. Unde este? Unde este? Bine că pot să fac și fabrica de vrăjitoare, dar... Na, aia pare nevoie de mai multe chestii. Nu avem niciun iepuraș. În fine, nu stăm acum să pierdem timpul, că trebuie să ne grăbim. Vreau să vă arăt... mă scuzați? Trebuie să vă arăt Nether Hub-ul. 6 încarcă... Aha, barca e la mine. Mă temeam, am crezut că nu am barca. Bun, l-am terminat aici, am pus tot ce era nevoie. Iuhuu! Cât de tare! Așa, aici e intersecția, ne dăm jos, luăm bărcuța. Și o punem aici. Ar fi mișto. Un fel de chestie. Când ajung aici să se spargă barca automat și să o ducă prin niște hopere și apoi să iasă automat pe aici. Ar fi mișto. Dar nu știu dacă pot găsi o metodă să fac asta. Cu siguranță există o metodă, dar nu știu, poate am să mă uit, dar fi și tot să fie așa puțin mai automatizat. Dar nu-i cine știe ce să mă dau jos din barcă și să o sparg. Cert e că e foarte rapid. Singura problemă este cu zombii pigăni ăștia care mai stau prin drum. În rest totul e bine. Mi-a zis cineva că să pun șine, să fac cu minecart, ca să nu mai am zombii pigmeni. Dar nu mă ajută, pentru că și pe șine se spawnează ăștia. Se spawnează pe șine. Și dacă eu pun, de exemplu, zicem că pun un rând de 1 și pun șine și se spawnează zombie pigmeni pe șine, nu pot să trec cu minecart-ul. Pe când cu barca pot să mă ferez de ei, dar cu minecart-ul nu pot. Ok. Încolo n-am făcut tunelul, dar am pus gheață. Încolo este, vedeți aici, este gheața noastră și aia mă interesează pentru că o să avem nevoie de gheață și pentru proiectul de azi. Pentru fabrica de monștri o să avem nevoie de multă gheață. Așa, cred că o să folosim cărămidă, am foarte, foarte multă piatră și putem să o utilizăm. Am ales un design, că sunt mai multe ferme de monștri. Face noapte? Da. Nani, nani, noapte bună, taradada. Ia, asta e gol, bun. Ok. Dar vreau neapărat să facem acel mob spawner, fiindcă nu se face chiar atât de greu și este foarte eficient. Bine, nu se face greu, dar se face în timp pentru că e destul de mare. Așa, am ajuns aici la templul subacvatic. Trebuie să pun o mică pauză. Dacă vă întrebați de ce am doar 6 nivele, nu am murit, dacă la asta vă gândeați. Nu am murit. Și ceea ce am făcut a fost să mă duc la masa de magii, să fac niște magii, să îmi pun un impaling pe acest trident și am reușit, am impaling acum. Ca să dau mai multe monștrilor de sub apă, vreau să îmi pun pe aici pe undeva, hai momentan aici, temporar, punem aceste cutii. Nu am toate materialele necesare, va trebui și mult mai multă gheață, dar am mers pe acasă și am vrut să vin puțin să-mi las aceste chestii. Bun. Cum vreau să fac fabrica de monștri? Ea trebuie făcută undeva unde să nu
fie prea mult loc pentru spawnarea monștrilor. Și ia vreau să testez puțin acest trident. Dă-i! Ok, una. L-am ratat. Stați să vin înapoi. Hai, mă. Așa. Și... din două lovituri l-am luat. Destul de bine, într-adevăr. Nu, mănâncă, mănâncă, mănâncă. Așa, hai să îl omorâm pe ăsta. Că e nesimțit. E răutăcios. Nu cred dacă se pune când dau așa. Cred că se pune și așa. În fine. Deci vreau să mă duc pe partea asta la alta fabricii și să o fac pe undeva pe acolo sus de tot, deasupra oceanului, ca să nu interfereze cu pământul. Se spawneze cât mai mulți monștri, adică cât mai mulți scheleți și creeperi. Bineînțeles că putem să și filtrăm monștri, de exemplu să nu avem păienjeni, să nu avem zombie. Dar nu are sens, vreau să de toate și va fi făcută undeva pe aici sus de tot, ca în momentul în care sunt aici să se încarce ambele fabrici. Adică, de exemplu, dacă stau acolo sus la fabrica de gardieni, să funcționeze, dacă stau sus la fabrica de monștri, mă scuzați, să funcționeze și fabrica de gardieni în momentul în care o să fie gata, că momentan este doar la început. Ca atare ce... va trebui să mă duc să mai strâng resurse, gheață și... să mă duc la fabrica de arcuri, de schelet, să iau arcuri și să fac dispensere multe. Pentru că modelul pe care vreau eu să-l fac are nevoie, cred că, de 24 de dispensere. Da, 24. Aici depinde câte etaje vrem să facem. Eu vreau să fac doar 3 etaje. N-am nevoie de mai multe. 3 mi-ajung. Și ca atare 3 o să fac. Bun. Ne vedem. Cred că o să fac acum un mic speed-up în care o să vă arăt cum am luat toată gheața și ne vedem cu toate materialele necesare. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
Așa, am urcat până aici sus, am făcut aici un portal, n-am vrut, o să trebuiască să dărâm și stâlpul acela. Că n-am vrut să-mi fac scară până aici, am vrut pur și simplu să am un alt portal care să mă aduc direct aici. Cel mai simplu. Bun. Sunt la înălțimea 185 sub mine. Din ce am văzut, mergem puțin mai încoace. Așa. Va trebui să ne facem multe cutii. Stați că aveam un crafting table jos, dar o să mai facem încă unul. Să avem și aici sus. Bun. Acum o să facem multe, multe cutii. Foarte, foarte multe cutii. Bun. Și, bineînțeles, multe hopere. Aici. Așa. Ceea ce trebuie eu să fac este ca la înălțimea 189 să ajungă obiectele. Așa am văzut și așa am decis și eu. Că ar fi cel mai bine. Ia să vedem. Pac. Pac. Nu așa. Așa. Cum fac să fie mai mult spațiu? Facem așa. Pac și pac. Pac. Așa să fie spațiu dublu. Facem așa. Bun, acum 6. Ia, la ce înălțime sunt? 188. Aha. Aș putea chiar să mă mai duc cu încă una. Să fie acolo loc, că nu se știe niciodată. Poate o să vreau să stau aici afecat destul de mult și ca atare ar trebui să am loc. Suficient. Mai întâi toate o să facem platforma pe care să cadă monștrii, iar această platformă trebuie să fie la 189. Bine, nu trebuie neapărat să fie la 189, dar vreau eu să o fac. Iar primul loc în care vor pica, prima platformă pe care se vor spawna ei, va fi la 224, parcă, sau 225, vedem. Pac. Și aici cad ei. Și o să fac așa o platformă de 6. Și încolo destul de mult. Destul de mult, credeți-mă. Trebuie să mă duc destul de mult. O să mă duc tot cu câte o linie de hopăre. Trebuie să fiu atent. Bun, acum să văd exact cât trebuie să mă duc. Și ne vedem cu platforma făcută. Și o să aduc și de jos toate materialele care mi-au mai rămas. Și apoi o să trecem la construcția fabricii în sine, fiindcă asta este doar platforma pe care cad monștrii și îmi adună toate itemele. Așa, continuând. Deci am urcat, aici va veni platforma în care vor cădea ei. Trebuie să fac o gaură de 6. O să construiesc mai întâi o platformă de cărămidă și apoi o să pun gheață. Bun, aici aveți că am pus o scară ca să ne putem sui. Bun. Vom lăsa prima dată de 6. Așa. Bun. După aceea așa și așa. După aceea iar așa. O să vedeți imediat și de ce facem asta. Vreau acum să fac așa un model orientativ. Așa, pac. Bun, și aici două blocuri. Perfect. Bun. Ok, aici am făcut platforma. Cam așa o să vină. 6 chestii din astea. Și la fiecare din ele va veni câte un dispenser. Acum va trebui să lățim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect. Oricum, el va veni cu... Și peste acest strat de cărămidă vom pune și un strat de gheață. Am zis să pun un strat de cărămidă ca să arate mai frumos de jos. Să nu se vadă gheață de desubt. Bun, deci până aici. O să vedeți că acum să lărgesc platforma. În ambele părți. Deci de la acest punct până acolo să fie 8 blocuri, fiindcă atât aduce apa. Așa, să continuăm. Am greșit la începutul episodului, v-am zis că ne trebuie 24, de fapt ne trebuie 36, pentru că sunt câte 12 pistoane pe fiecare nivel, iar noi o să facem 3 nivele, asta este primul. Am pus așa, vedeți că trebuie să lăsăm 2 locuri, vine pistonul, 4, dispenserul, mă scuzați, 2 locuri dispenser, 4 locuri dispenser și tot câte 4 locuri între ele, pac, pac, pac. Și după ultimul dispenser ai aici două blocuri și apoi zidul. Aici am pus gheața și practic apa aceasta, dacă eu pun apă aici și acopăr aici ca să nu se ducă în afară. Ideea e că am uitat să mai aduc niște găleți, dar am destul fier. Așa și îmi trebuie un buton. Vedeți? Și se duce fix până acolo. Și el o să se combine și o să ducă toți monștrii până pe marginea aceasta. Perfect. Și o să-i arunce pe toți. Camera este de înălțime 2, ca să nu se spawneze Endermen, numai bine,
Pentru că nu avem nevoie, adică avem atât de multe perle, chiar nu ne trebuie Slenderman. Ba chiar ne-ar încurca, pentru că s-ar teleporta de aici, s-ar teleporta pe acolo pe jos și m-ar încurca ca atare mai degrabă, nu? Se vor spawna, în schimb, creeperi de care avem nevoie, scheleți și vrăjitoare. Zombie nu ne trebuie, că avem deja destul de mult Rotten Flesh de la fabrica de aur. Ață, iarăși, dar ața nu prea îmi trebuie, adică nu fac atât de multe chestii cu ață. Dar cine știe? Poate, poate. Nu se știe niciodată. Ideea e că o să am aici o fabrică pentru de toate. Pac, pac. Așa. Bun. Ce o să vreau eu, ca să-mi fie mai ok, voi vrea în spatele lor să pun un bloc diferit. Ori o să pun un. Adică aici, unde pun această cărămidă, o să vreau să fie un bloc diferit. Ca să-mi dau seama unde sunt dispenserele. Acum ce va trebui să-l înalți cam așa de 3 și aici va veni practic podeaua camerei a doua. Deci asta este podeaua celei de-a doua ca camere. Eu încerc să vă explic în caz că vreți să o reproduceți. Oricum o să vă las harta în descriere mai încolo, deci o să puteți să intrați pe hartă și să vedeți exact. Așa. Eu o să fac 3 nivele. Voi dacă vreți puteți să faceți și 5 sau doar unul. Nu contează câte vreți voi, până la 5 să mergeți, nu mergeți mai departe de 5. Puteți să puneți și blocuri normale pe podea. Eu am zis să pun gheață ca să alunece mai repede, să fie mai eficientă. Dar iarăși este la alegere. Ok. Acum continui eu cu ce am de făcut. Trebuie să-mi fac și găleți să pun. Și ne vedem după ce am făcut camera de jos. Și apoi o să facem sistemul de redstone împreună. Și după aceea celelalte două camere o să le fac eu off-camera, fiindcă se fac exact la fel. Ne vedem imediat. Așa, am făcut pe aici, deci aici am acoperit puțin gaura, chiar dacă n-ar trebui. O să trebuiască spart asta, dar am acoperit-o ca să putem testa să fie întuneric înăuntru. Ca să putem testa, va trebui să facem sistemul de redstone. Bun, și am mers aici cu o dâră la nivelul dispenserilor, mă scuzați, aici sunt dispenserele. Și va trebui să facem un fel de ceas care să ne dea în continuu un semnal. Facem aici, deci, punem un hopper unul în celălalt. Văd un pic cu locul, hai să mergem puțin mai încoace. Hai să facem așa. Ok. Comparator. Și comparator în partea asta. Mai trebuie niște blocuri. Hai că mă duc repede să mai iau niște blocuri. Așa, continuând. Deci va trebui să avem un bloc de redstone la una dintre astea. Deci înseamnă unul vine aici și unul vine aici. Așa. Aici va veni redstone și redstone. Și în momentul în care eu pun, de exemplu, aici astea, s-a activat ăsta. Astea toate sunt trimise aici, iar ăsta nu le trimite înapoi pentru că este blocat de redstone. Bun. În momentul în care acesta se mută, restul se mută în partea asta. Bun. Există mai multe variante. Ori facem din comparatoare. Ori direct din bloc. Putem, de exemplu, să o ducem așa. Ok, este să mai trebuie mult redstone. Să vedem. Deci acum, de exemplu, este oprit. Mă, că trebuie să dea. Un pic să mă gândesc. Deci aici ar veni niște pistoane. Acum mai degrabă punem din astea, ok. Deci asta însemna. Punem aici niște blocuri, aici punem ripitere. Pac, să prelungească semnalul. Și aici la fel. Și trebuie să dorm, fiindcă aici pe acoperiș se pot spawna monștri. Și nu vreau asta. S-ar putea această fermă. Oh. S-ar putea să nu mă pre fi prea auzit până acum, mă scuzați. S-ar putea această fermă să fie la fel ca fabrica de aur, adică să aibă nevoie de minim 12 chunk-uri. Momentan rămânem pe 8 până ce o construim și după vedem. Aici de ce s-a blocat?
Ok, deci... Oh. Ok. S-a blocat sistemul. Nu mai dă semnal în piston, cred. Asta e ea. Dar tot nu se extinde asta. Bun. Ok, în acest caz va trebui să mai pun aici încă un bloc. Și dacă pun aici un repeater, primește semnal? Primește, bun. Deci așa o să fac. Așa. Aici va veni un piston cu fața în sus. Nu contează de care, pot să pun și sticky cam destule. Și aici un bloc întreg, neapărat un bloc întreg. La fel și în colțul ăsta. Pac. Și va veni redstone, redstone, redstone. Ok. Pac. Bun. Din ăsta o să vreau iarăși un repeater. Unul singur, așa. Și ne asigurăm că ajunge semnalul. Deci 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Încă un repeater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ideea e că ele acum s-au dezechilibrat, nu știu cum să vă explic. S-a stricat conceptul. Hai să-l opresc puțin pe ăsta. S-au lipit unul de altul. Nu, de aici îl opresc, așa. Scot astea. Și trebuie să scot unul de ăsta. Și să pun ăsta aici. Nu așa. Cu fața încoace. Bun. Așa și trebuie să pun restul. Și aici va trebui să le refac pe alea din partea dreaptă. Pac, 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 pac. Bun. Să vedem unde mai trebuia pus un repeater. Noi oricum va trebui să urcăm. Asta vedem mai târziu cum să facem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, deci aici ar merge un repeater și aici un repeater. Bun. Și acum va trebui să văd cum le refac pe astea din partea asta. Cu buton, cred. Hai să fac un buton de lemn, că nu am alt fel. Ia, dacă scot ăsta. Și pun aici un buton. Le-am activat pe toate. Hai să vedem dacă s-au oprit toate. Sau dacă mai este vreo unul aprins. Să avem grijă la monștri. Uite, mai este unul aprins. Oh, mă scuzați. Deci mai este unul singur. Cărămidă, cărămidă, pac. Și cred că este acesta. Așa, acum nu mai auzim apă. Și ar trebui să fie destul de ok. Așa avem pe peste tot, să vedem unde trebuia pus repeaterul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Like ok aici. Bun. Așa. Cam așa ar trebui să fie. Acum cred că sunt sincronizate. Te mă pun puțin aici. Da, sunt toate sincronizate. Nu știu de ce este lumina acolo, cred că e o gaură. Cert e că ele sunt toate la fel. Bun. Așa și vreau să fie ca atare. Cum fac să fie toate sincronizate? Scot puțin astea. Așa. Bun, acum pot să pun asta aici. Și asta aici. Bun, și acum pun blocurile înapoi, să zic în partea asta. Pare sunt prea multe. Hai să mai scot din ele. Uite, scot astea. Să nu fie prea lung semnal. Acum hai să dăm pe 12. O să fie puțin lag pentru că suntem foarte sus. Și o să ne creeze lag. Mai ales că avem Optifine. Așa, hai să vedem. Coborăm încet până jos și vedem dacă merge. Hai! Așa. Teoretic ar trebui să ploie cu mobi. Teoretic. Aha, super! Ho-ho, și încă ce bine merge. Super! Numai că trebuie să am uitat de lumina aia de acolo. Super, funcționează foarte bine. Acum, de exemplu, cred că
Vezi, este apă, apa se va stinge. Când o să fie 3 etaje, o să funcționeze și mai repede. Super, și ce bine funcționează. Și aici ni se adună materialele. Momentan nu a venit deloc gunpowder, dar o să vină el. Acum vreau să mă duc puțin până sus. Văd că nu mai avem lag, nu știu exact cum e cu filmarea. Am văzut că Optifine pentru 1.13 a apărut numai că este un alfa și nu v-aș recomanda să-l folosiți. Până nu apare unul oficial, pentru că am văzut că are foarte multe bug-uri. Bun, deci trebuie neapărat 12 ancuri, deci pe partea asta tot e bine. Pe partea asta merge, că parcă... Da, tot e bine și aici, bun. Așa. Super. Asta e fabrica. Trebuie să nu stăm prea aproape ca să poată funcționa. Am uitat să acopăr acolo, înapoi sus. Bun, va trebui să-i fac încă două etaje ca să fie mai productiv. Aș putea să-i fac chiar 5, dar nu știu dacă o să-i fac chiar 5, că n-am nevoie chiar de atâta productivitate, am nevoie doar de ceva gunpowder. V-am mai zis? Bine că nici oasele nu mă deranjează dacă le primesc, pentru că sunt utile. Și în episodul următor, la începutul episodului, cred că ne vom vedea cu ferma terminată. Pe unde intră lumină? Nu înțeleg. Pe unde intră lumină? Că eu nu am lăsat lumină pe aici. Pe unde o intra lumina aia? Nu știu, cred că doar mi se pare mie. Că eu nu văd lumină pe nicăieri. Este atât de sus încât este foarte mult lag. Așa. Și avem deja gunpowder. Primul nostru gunpowder. Super. Și de exemplu, dacă mai stau aici, o să văd iarăși o ploaie întreagă cu mobi. Deci sunt pe 12, deci trebuie neapărat să fiu pe 12 ciancuri. Bun. Hai să așteptăm puțin. E așa satisfăcător să-i văd cum cad. Sincer, ar trebui acest stâlp să-l dărâm. Dar momentan îl las. Să-l dărâm pentru păienjeni, să nu se prindă de el. Dar momentan îl mai las. Ia, merge? Hai. Dar durează ceva până se scoate apa. Nu știu exact câte blocuri trebuie să pun în acele hopere. O să verific imediat. Și după aceea cred că încheiem și episodul. Și v-am zis, în episodul următor vă arăt toată fabrica completă. Dar mă bucur, acum avem o sursă de gunpowder și de oase mai multe. Acum așteptăm să mai pice încă o dată. Va trebui să-mi fac undeva pe acolo pe sus sau în partea aialaltă un loc unde să stau AFK ca să funcționeze mai eficient. Cred că undeva în partea asta, chiar dacă mă apropii de acea insuliță, nu cred că va conta. Aha, super. Au mai picat. Nu pică extrem de mulți, momentan, dar mai crește producția pe parcurs. Sper doar că am pus destul de bine hopperle, să nu rămâne nimic blocat. Ok. Care-i... Lumina aia de acolo, nu înțeleg care-i treaba cu ea. Oare am pus o torță înăuntru din greșeală? Nu știu, o să mă duc să verific și o să verific și câte obiecte trebuie să pun în hopere și ne vedem. E mintenaș. Și am revenit. Ok, deci acolo am văzut, trebuie să avem 26 de obiecte. Nu 25, 25, așa. Bun. Și acum trebuie să funcționeze. Și eu, de exemplu, pot să-mi fac, să-mi iau niște slabs. Că pe slabs nu se spawnează nimic, ca atare mai degrabă mi-aș lua niște slaburi. Așa. Ar trebui să fie suficiente. Hai, așa. Bine că scara asta o să dispară. Cred că totuși o să fac una în partea aia altă. Cu ocazia asta o să fiu mai aproape și de templu ca să fie activat și templul. Bun, deci încoace vreau să am așa un drum. Nu știu exact la câte blocuri, nu foarte departe. Poate pe aici. Și îmi fac un stâlp înalt de tot, ca să fiu cât mai departe de peșteri. Un înalt așa, să stau pe acolo pe sus ca să funcționeze fabrica. Aici, uite, aici e perfect, cred. Vom vedea.
Aha, uitați încă un creeper. Bun. Hai că ne funcționează fabrica. Ne funcționește. Avem deja 8 gunpowder și încă 11. Bun. Hai că fabrica funcționează super bine. În sfârșit avem o sursă de gunpowder și o vom mări. O să avem și fabrică de vrăjitoare, dar momentan am zis că această fabrică e varianta cea mai simplă de a-mi produce gunpowder mult. Și nu numai, adică și oase. Bun, hai să facem acest tâlp. Scări am eu. Nu știu exact la ce înălțime o să vreau să mă duc, dar cert e că o să-l fac cu lemn pentru că nu prea mai am cărămidă, nu prea mai am piatră la mine. Eu mai am piatră acasă o grămadă, dar... Așa, aici prind farul. Pe aici va trebui să mai luminez. Ok, ăla a supraviețuit, dar nu face nimic. Îl omor eu. Oricum, eu nu o să stau aici jos, deci nu o să mă omoare el pe mine. De ce nu pot... A, nu pot să trag de la lag. Hai mă că-l... Ok, l-am nimerit. Este mult lag și nu pot să trag ca lumea. Nu știu exact cum merge filmarea aia, să mă uit puțin. Cred că merge bine. Cert e că mie jocul nu merge chiar atât de bine. Ia cât FPS-uri am. 60. Le-am... Bine, eu am blocat FPS-urile la 60. Adică nu-l las să se ducă mai sus de atâta, fiindcă n-ar funcționa prea bine. Ok, va trebui să dărâm acel stâlp cât de curând posibil ca să nu se lipească pe engine ideal. Cert e că uitați aici. Gunpowder, zahăr, activați o prăjitoare, iar gunpowder, oase, că ne trebuie și oase. Bun. Hai să facem acum acel stâlp, că am dormit. Scăricică. Nu știu exact până la ce înălțime, dar să fim cam pe lângă fabrică, chiar puțin mai sus decât ea. Ca să stăm acolo și eu stând aici sus o să funcționeze ambele fabrici. Și cea de gardieni de jos și cea de monștri. Cred că va funcționa și fabrica de gardieni. Ar trebui să funcționeze. Acum, Ana. Cine știe? Teoretic ar trebui să funcționeze și aia. Hai puțin mai sus. Oricum va trebui pe aici, pe lângă, să luminez tot ce locurile în care nu trebuie să spawneze monștri. Ca să se spawneze doar acolo înăuntru, unde trebuie. Momentan e bine aici. A, și uitați că îi vedem picând. Ia uitați ce frumos pică ei. Bun, aceasta este fabrica, băieți. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu este să lăsați un like sau un subscribe și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!